Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Familia Castellano. După cum puteți observa, ia cam dispărut burta lui Luis. Și ce? Bă, da, s-a cam îngrășat și răibii. Da. Cu siguranță. Și, uite, coboară și Antonella. Și ne-a venit și copilul extrateristrus. Ia uite la Aolo, Harrison îl cheamă. Ce n-ai vă căuta ăsta aici acum? Asta în 24 de ore abia se duce la muncă, deci mai are de așteptat. Antonella văd că tot dansează pe aici. Și asta e Young în puii mei. Aolo, fii atent că a venit și că cârnatul ăsta mic. Însă ce ne facem noi că este onomastica peste 2 zile a lui Luis și acesta practic va îmbătrâni. Ips. Nu știu ce naiba să fac cu ăsta mic, să-l dăm sau să nu-l dăm. Mie într-un fel așa, pentru că ăștia practic ne mai schimbă și nouă puțin comunitatea. Adică să nu avem numai și numai oameni. Plus că putem și pe el să-l transformăm, când iese în ora sau ceva, să-l facem om normal, adică să nu se sperie ceilalți și acasă lăsăm așa. Dar totuși cred că... adică nu cred, nu știu ce să mai fac în situația asta. Deci chiar nu știu ce să fac în situația asta. Să-l dau, să nu-l dau. Mi-e așa milă de el dacă l-aș da. Uite. Hai, gata, hai că te trimit înapoi la tine acasă. Și așa mă mai răpesc ăștia odată. Dar oare o fi supărat atunci când îl voi da? Sen. E. Fii atent că așa îl ia mâncați și ochi. Deci așa dispare el. Va să zică. Pac. Mamă, ce-mi place tipul ăsta de melodie. Gata, și a dispărut. Dacă am făcut și pe plac să scăpăm de cel mic. Cred că acum s-au supărat extratereștrii, ne mai trimite încă o navă spațială să-l ia pe ăsta, să-l distreze puțin pe acolo. Aici avem pești. Cei mai purici. Că Moving House from the Gallery. Da, aici practic în zona asta era un mod în care avea mai multe locuri de muncă. Nu știu dacă l-ați văzut toți, poate o să mai fac un episod în care muncim într-o corporație, ceva de genul ăsta, foarte interesant. Așa. Și ia să vedem noi aici și să facem și pasta happy. A, este că mai avem aici. Detective Days Event. Nu ne interesează chestiile astea. Că pe asta, uite, se mai duce puțin de mai face puțin sport asta. Așa. Băi, dar vreau să neapărat să se schimb astea ținuta asta de ce naiba o fi. Change appearance. Hai, dar repede. Uite asta ce... Hai, da. Așa. Chiar nu-mi place ce naiba. Și uite așa zilnic. E îmbrăcată cu... Ok, a zice cu fusta asta. Ce naiba așa asta reținută aia de...
Și ea chiar e tânără, însă chiar putem să-i schimbăm hainele. Pe aici. Nu prea îmi place. Da, nici nu prea. Cred că tot pe ăla de sus. Stai să-l găsesc. Uite, ăsta pe negru. Și în jos aici, dacă găsim o fustă ceva. Asta chiar e drăguță dacă ia pe negru. Da. A, uite. Așa o lăsăm îmbrăcată. Și la asta foarte neinspirată, nu-mi place. Trebuie să găsim ceva mai elegant. Dar nu asta, că zici că e papa rudă. Cred că tot așa trebuie să o îmbrăcăm din două piese. Bă, dar nu prea avem bluze, zice. Aha. Ala nu prea-mi place. Am putea să-i lăsăm bluza asta, că e foarte... Da, asta ce? Aolo, ăștia sunt... Aia de... Nu. Nu merge. Altceva. Nici asta nu-mi place pentru asta. Aolo, ce oribile sunt. Aha, uite asta. Așa, acum arată și mai simplu, e mai ok. Voila, gata. Mai ales că acum are bani, își permite să schimbe de fiecare dată hainele și ea. Ia să vedem acum, în ținuta de Everyday. Ia să vedem. Da. Ok. Dar ce naiba asta așa crăcănată? Și haida să ieșim în oraș nițel. Da. Asta săraca nu cunoaște pe nimeni. Se va duce singură, las-o. Își găsește prietenele pe acolo. Și o să o trimitem pe aici, pe la unul din restaurantele făcute de mine. Însă, cred că o voi trimite... Da, aici unde este și piscina. Ia să vedem. Sigur găsește pe cineva cu care să se bage în seamă. Așa, hai da. Asta tot de mine e făcut cu piscina asta aici, așa. Și hai da, înăuntru să-i cerem la asta ceva de băut. Stai să ne luăm ceva foarte, foarte scump. A, uite. Practic un fel de cosmopolitan. Hai da. E că a venit și Max. S-a pus și el lângă noi aici. Bă, măcar sper să știi să faci treaba. Dar după cum se mișcă cu astea, cam știi. A, uite. Op. Oho. Ce tare. Asta ne arată și circa aici, ce naiba o face. Mulțumesc, mulțumesc. Hai, bun. Friendly. Hai să ne împrietenim și cu asta, că Luis nu va zice nimic.
Hai mă, zici și tu ceva, ce faci? Stai din gură, nu zici nimica? Kimiko Kefarfase? Oh, Ben Kappa. Do you know Ruska Teeps? Uite ce repede bea asta. E că a venit și ăsta, Robin. Mamă, ce am bătrânit. Asta are cancer, săracul. Îl știu eu. Hop! Ce-i place lui ăsta, scamatoriile? Sper că nu-mi face tot mie. Arbovinia Quar, Japan. Razzle Pelka. Klanah. Ah, Bayumi. Flerna. Bă, da, aici avem și noi, mă. Mamă, ce s-aude muzică aici. Hai să o băgăm puțin în piscinucă. Ia. Poate mai vine și altcineva cu noi. De obicei, când intră unul, îi vezi pe toți că intră. Însă aici ar trebui totuși să schimbi. Ia stați puțin. Că nu mai știu exact. Nu, lounge, hai să-l trecem. Că de-aia, practic, adică poate să vină să și bea, dar îl trecem piscina. Și ne lipsește. Oh, dușul, ce naiba, mă. Păi aici trebuie să facem duș. Seriously? Ah, păi este că avem ce să aici. Perfect. Patul ăsta ce naiba. Ah, nu mai știu, parcă nu mai știu pentru ce-l pusesem. Și hai să facem undeva. Una. Două. Trei dușuri. Și tragem aici frumos un zid. Așa ceva. Dăm repede culoare pe aici. Aici punem așa. Doar acolo să fie făcut așa puțin de... Da. Înțelegeți voi. Ce naiba nu merge să pun ușa asta? Așa, domne. Și bineînțeles o lumină. Dar stai că nu știu pe care să o punem aici. Hai te așa ceva. Na, gata că am făcut și baia. Și acum poate să fie într-adevăr o piscinucă. Și acum aștept trebuie să vină și ei aici să mai intre și ei în apă frumos. Haideți. Aba, stai că... Ia, uite-te, acum pleacă toți. Dar nu înțeleg de ce naiba nu rămâne asta aici, pentru că... Ar trebui să rămână. La o piscină sunt și... Uite, că vine asta. Na bine, hai să vedem acum. Băi, ce rău îmi pare de extraterestrul ăla că l-am mutat. A, și aici haideți să mai punem încă o chestie. Unde ne mai uite asta așa. Și o să luăm astea. Facem și noi mici ajustări. Și punem asta, uite, aici, una aici și pe partea asta la altă încă una. Perfect. Gata. They are be is not that great. Aha. Te pun eu la învățat. Haideți, vă veniți și voi aici. La piși. Bă, dar numai bătrâni vin, mă, nu vine niciunul mai, așa, mai tânăr pe aici. Ia uite-l pe ăsta, ia. Uite ce... Hai să le dăm pe ăsta mic. Ce a sărit de acolo?
Ce a sărit de acolo? Nu mă ramuriți. Bine, în ăla de prezentare când au făcut ei, te-au băgat piscinele, erau așa de mulți. Adică părea mult mai interactiv. Acum sunt 1, 2, 3, 4. Ei nu se bagă în seamă, nimica. Hai să ne împrietenim cu ăsta micuț, că boșorogia n-are ce vorbi. Da, nu vrea. Bă, da, fii atent ce notare asta. Pot să-i fac o chestie de aia acum. A, hai să-l învățăm să fim antrenori. Aoleu, asta pleacă la muncă într-o oră. De ce naiba s-o simți ăsta mică rușină? Bine, cafea pe lu. Yeah. Dar îl învață mă ceva? A, ah, hai că-i arată. Așa, păi cam aici o să încheiem acest episod deoarece va pleca la muncă și Antonella și nu o să mai poată rămâne, să nu va mai putea rămâne la piscină. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să vă abonați în continuare la canalul meu și să strângem și la acest video cât mai multe like-uri posibile. După cum a sosut, am trimis extraterestru la el acasă, să vedem ce se va mai întâmpla în următoarele episoade, așa că până la un nou episod cu familia Castellano, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!